E apocalipsa și vine un pluș gigantic după mine. How did Scott end up in space? Nu știu. Okay, here's a really good question for the next one. So, what is Mangle's gender? You know. Hei, salut la tuturor, eu sunt Kinai și bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal. Ăsta se numește Scott in Space și e vorba despre ediția de Halloween. N-am mai făcut Scott in Space acum câțiva ani, dar pe ăsta nu l-am jucat și sunt foarte curios. Cred că e ca și celălalt, dar hai să vedem. Press jump at the right time or you will die. Ok, bun. Da, îmi aduc aminte că trebuia pur și simplu să zbor printre țevile astea ca și cum ar fi Flappy Bird. Numai că... că nu e așa de ușor. Bun, bun, nu! These pipes are just too tight. Da. Ok, să nu uit că poate să fie chestii pe aici pe care să apăs, care să fie ieșite din comun. Mă, no, habar n-am. Hai să vedem. În primul rând vreau să văd cât de departe pot să ajung, iar dacă văd ceva ieșit din comun, cred că nota aia muzicală, de exemplu, o să apăs pe ea. Sau boniu ăsta, dar... E nota muzica. Știi ce? Ia, nota. Eram sigur că e! Welcome to ce? Mouse to look around. Ah! No, bine. De ce sunt într-un carusel? Asta e peretele din FNAF? Ok, asta e înspăimântător. Și-am ce? Trebuie să am grijă să nu... vine ceva să-mi dea jumpscare pe aici? Trebuie mie, joculeț! FNAF, vine, un fan-made. Dar știind că primul era destul de scurtuț, m-am gândit că poate... press space to leave the card. Poate și ăsta e cam la fel. Mai ales că mi-era dor să filmez așa ceva. Rock time! Ok, play. Collect all the notes by clicking the green area. You can only click on this area when the notes is on the green area. Click on the bomb before... it collides with the green area. Ok, hai, poate am înțeles. 2000 de frame-uri. Ok, deci e o melodie și eu trebuie să apăs pe... pe zona asta verde când îs notele muzicale pe aici, am înțeles. Și pe bombă trebuie să apăs înainte, no. 100 de note muzicale, no, chestia asta o să fie extrem de grea. Și o să ia extrem de mult. Bun. Să nu care cumva să explodez. Getting harder! Fix că mă bucuram că merge așa, că mă obișnuiam acum. Fix. Nu mi-am fixat foarte bine microfonul, sper să fie ok. Dacă mă aud într-o parte, am un aia e. Stă cu un pic strâm, dar nu am loc pe birou de altea cursuri. Nu. Nu. Oh my god. Melodia asta, O fi oare și în cealaltă FNAF? În gen în 2, cum îs animatronii toi? Hai de viața vieții mele. Dacă ați ști cum stau... vai de viața mea! Arată... deci e mai complicat decât arată, aia e faza. A, 94, tu glumești? Oare bombele astea sunt programate să vină în anumite intervale? Le zic asta și vin câte două. 3! Nu?
No. Am reușit! Nici nu m-am uitat la numere! Ah, you did it! Mersi, Freddy. Oh. Mi-a transpirat mâna rău. Congrats, you're a rockstar. Mersi! Yay, sunt un rockstar! Ah, și-am făcut prima steluță, ah. Interesant, bun. Ia, hai să văd ce se întâmplă dacă ajung departe. Oare și atunci mă mănâncă ceva, ca în celălalt joculeț? Ah. Da, bravo! Deci și aici o să întâmplă exact aceeași chestie ca în primul. Pur ending! Na, atunci o să mai caut niște chestii mai ieșite din comun. Bun, ia să vedem. Sari, sari, sari. Era destul de bun la Flappy Bird în 2014. Sau 2015, ce... Știu că el e din 2013, dar eu l-am jucat prin 2014 sau 2015, că țin minte, mergeam în parcul școlii ca să descarc joculețe, pentru că n-aveam nici internet pe telefon, nici acasă. Ok, brioșa. Bun, brioșa a fost. Hai, bagă-mă iară în carusel. Pariu? Logic. Enjoy the horror, da. Mai horror decât activitatea mea de pe canal în care nu mai strâng nici 100 de like-uri. Nu cred că e altceva mai horror de atât, da. Deci da, dacă vă va plăcea acest joculeț și vreți să facem mai multe episoade cu FNAF, nu uitați să lăsați un like și să strângem cât mai multe like-uri, că doar asta mai motivează, să zic. Și mai înschițează un zâmbet. Nu știu, ce ar trebui să găsești ceva? Press space to leave the cart, bine. Ce? Regele unt? Ha! Ce mașinărie? Ce? Ăsta e Exotic Butter! Franceziș? Ce Dumnezeu? Ha? Are ochi? Untul exotic are ochi? Bata! Da, untul cel glorios! Ha, got in himmels! Ce s-o fi întâmplat aici? Zu! No. Exotic Location 2? Ok. Colectează 100 de unturi. Să nu colectezi niciodată brioșele. Și să nu lași untul să atingă podeaua. Funtime Freddy is sleeping. A noise can easily wake him up. Am înțeles. No, hai să vedem. Ok, e cu baby și trebuie să... Ah, și trebuie să prind un... Tu! Da, bine, și... Abia de văd ceva! Bine, jocule! Cu siguranță o să pot eu să fac așa ceva. Ce te uiți așa la mine? Am încercat, ok? Deci 100 trebuie să colectez. Vai de viața mea. Ăsta... Aici... Oai, dacă n-ar crește viteza... Oai, bine ar fi. Că nici nu se văd, deci... Am mărit luminozitatea la... Ca voi să vedeți mai bine, dar... Eu nu le văd aproape deloc, deci se văd extrem de... Neclar, deci dacă cumva îs... Într-o altă parte a ecranului... Cu baby... Eu nu le văd, deci deloc, deloc. Na, bine, am prins un cupcake. Vai de viața vieții mele. Da, l-am văzut pe Funtime Freddy din dreapta. Deja e treaz. Dacă cumva mai prind ceva ce nu-i convine, m-am dus. Da, bine. A, am, da, am mai multe faze. Pe bune?
E extrem de greu, deci joculețul ăsta e extrem, extrem de greu. Nu știu câte unturi am voie să scap, cred că vreo 3 sau... Cred că mi-s permise doar 3 greșeli. Acum să răsucesc astea câteodată, nici nu-mi dau seama care-i brioșa sau care-i... Unt. Dar nu e bine, nu e bine deloc. Am scăpat unul. Am scăpat unul. Dar n-aveam cum să ajung și la ăla și la ăsta. Nu ni. Da, Freddy se uită deja urât la mine. Dar cum? Cum se presupune că trebuia să câștig acolo? Doamne, feri! Deci, efectiv, stau cu ochii aproape lipiți de monitor. Și mă străduiesc să văd ceva. No, nu colecta brioșe. Ai grijă să nu scapi untul. Am colectat o brioșă. Am mai colectat o brioșă. Nu, știi ce? Da, deci am voie 3 greșeli de orice tip. Ceea ce mi se par penibil de puține la cât de greu îi jocul ăsta. Dacă ar fi vreun pattern, mă rog, să știu după care pică astea, dar nu, ele pică la nimereală, că... Ok, am scăpat unul, aia e. Freddy e treaz, da. Bine. Dar cum? Cum o zburat? Freddy nu. Da! Băga mi-aș piciorul în el de joc. A, când mă gândesc că am atât de multe chestii de făcut, de învățat, de pregătit pentru școală, de pregătit pentru master, de scris o disertație și eu ce fac? Eu stau și joc un joc tâmpit în care trebuie să prind unt pe întuneric cu baby ca să nu mă mânce Freddy. Ioi. Nu credeam că o să ajung să folosesc toate cuvintele astea într-o propoziție. Dar n-am prins-o! Du-te în Transnistria, nici... Freddy, nu! Da, bine, bine, asta e clar. Am prins 3 brioșe, o să vină și a patra, o să-mi sară Freddy în cap. Abia am trecut de jumate, noni. Mai fă ceva, vine brioșa spre mine ca un meteorit și se lovește de coșul meu de zici că... Nu știu, zici că proful meu de mate din gimnaziu a calculat perfect unghiul în care o să fiu eu și exact acolo trebuie să cadă brioșa. Bă, bunea mu! Bă, dacă ar fi o schemă după care să știu că pică untul și brioșele astea. Vai de viața mea! Yes! Yes! Nu vine să cred! Ah! Aleluia! Cred că m-a cenzurat iară microfonul, nu, no, aia e. Exotic butters! Bine, unturi exotice! Acum, dă-mi untul. Nu? Nu de data asta. Te voi opri. Hopa! Mori, bucată de unt! Sincer, la cât de tare m-a enervat jocul ăsta, merită! Ce? S-a uitat? Ok. So I went down into the basement. I looked around and saw nothing. But I did notice something odd. Ceva ciudat. Tata a făcut multe mașinării. Dar asta n-avea sens. Erau... It had eyes, arms and legs. Ok. But something was off about it. Ce? When I went to go look, it pulled me into it. Ce? And trapped me inside the basket. O prins-o înăuntru coșului de unt.
to get me out of it. Așa. He deactivated this trap machine. O mașină capcană. And took it apart. Și-o scăpat de ea. Every night it haunts me. O bântuie în fiecare noapte. I swear I could hear its laughs at night. Câteodată jur că o auzit râzând. Ce mai rău coșmar. I decided to end it. I put him back together. Ok. Destroyed him. A? Aia era povestea lui Baby? Da bine, un pic modificată, că s-a întâlnit cu coșul de unt. Deci când era o fetiță, ok, da, am înțeles, Space, Space. Și-a pierdut păpușa și s-a uitat după ea în pivniță. Na, și în pivniță a găsit mașinării multe, nu a găsit păpușa. Și-a găsit coșul ăla care o tras-o în el. Na. Și o țipa după ajutor, o găsit-o taxul. Și taxul a scăpat de coșul ăla, numai că ea are coșmaruri, na. Hă, să construiești o mașinărie în forma unui coș cu, mă rog, getting harder, cu unt, dar măcar l-a oprit, asta e partea bună. Baby a reușit să-l oprească, na. S-a răzbunat și, sincer, o meritat tot, cred că am stat jumătate de oră la chestia, bine, aproximativ. Freddy, mă gândeam că ești glitch de ăsta. Deci dacă le-au pus cumva în ordinea dificultății, mă gândesc acum ce poate să fie mai rău decât să prinzi unt pântuneric. Press space to leave the cart. Ok, ce ne mai așteaptă și de data asta? În călătoria asta. Flashy's Takeover Manhattan? Ce mă? Ok. Don't let Plushy Freddy catch you! Ce mă? You need to collect de-astea so you can defend yourself of de-astea. Deci cu click, drag, ok. Ready? Cred. Stai, ce? Da, bravo mie, stai un pic, că nu m-am pus cum trebuia. Bine, Freddy, am înțeles. Ești un drăguț. Te-aș năzăli. WASD și click. Mă rog. Nu, asta am apăsat eu, de-aia n-o mers. Și-am murit! Bun. Da, mai colectează tu de-alea dacă poți. Bun. Nu am reușit să mă apăr de-aia. Da. Nu există comenzi în jocul ăsta? Că e enervant să trebuiască să apeși pe astea și eu cu mouse-ul. Și ce logică are asta? Opa. Pot să și mă dau în jos, no. Dar nu chiar așa, fir ar să fie. Bine, bravo mie. Ok. Am mai luat unul. Trebuie să mă apăr de chestiile alea. Ioi, domne. Și ăsta e un fel de temple run sau, mă rog, aproximativ. Bun. Dar am tras. Dar am... ok, în direcția în care e proiectilul, da, ok, e greșeala mea, ok? Da, direct în groapă la Dumnezeu am picat, ioi! Bă, parcă untul exotic nici nu mai sună atâta de rău, nici nu mai sună atâta de rău. Am tras! Care-i problema ta, jocule? Cum să... Click! Click! Click și pe tine! Sau trebuie să țin pe shoot? Nici nu mai înțeleg! A, nu, trebuie să țin pe shoot.
O să sar că poate așa se spawnează alea sus. Poate am găsit-o. Cumva cum să păcălesc sistemul. Da, pe bune? Dacă nu trebuie să te apăs pe comete și nici pe click-ul de shoot, atunci ce trebuie să fac? Uși mă mai repede. Așa nu pica în groapă. Na, apăs pe... Nu s-a apăs când văd o cometă de-aia, un asteroid din ăla. Așa, Freddy, apropie-te. Ok, am semi-înțeles. Am semi-înțeles. Hai. Să scăpăm din Manhattan, că e mai rău decât el... Ferentari. E apocalipsa și vine un pluș gigantic după mine! Hai! Deci acum dacă am dat jocul ăsta prea tare... O să mă enervez. Că eu nu mai refilmez, așa las! Nu mai îmi pierd ore din viață filmând așa ceva! Hai mai repede, Scott! Nu, Freddy, nu! Promit că o să te îmbrățișez! Doar lasă-mă să scap din Manhattan! Nu! Mai am o singură viață! Freddy! Hai, Freddy, nu! Lasă-mă să scap! Yeah, yo! You did it! Ce te-aș lua în brațe acum, Freddy? Yeah, yo! Au. Ha? Și ăsta a fost jocul? No, chiar mă bucur tare mult. Au, thanks for playing. Jocul ăsta chiar a fost drăguțel. Dar nu credeam că poți să găsești ceva mai rău decât untul. Aparent da. Freddy. The end, ok. Oricum a fost foarte, foarte tare. Hă? Ce e asta? Aaa, cred că ăsta e tunelul întunecat prin care am fost noi atunci când dădeam de... Nightmare Balloon Boy. Ok. Treci pe bonițe, drăguție. Na. Uită-l pe Freddy. Și acum direct jumpscare la final sau ceva. Ah, uită-l și pe Foxy. Așa acum. M-am dus în vid, în întunericul din vidul de jos, ok? A, și avem toate trei steluțele și trofeele, super, na, extra? Catch a fish with DD, spook me... Și ce trebuie să... A, pur și simplu ceva de... A, wow! A! Așa la era rău. Oh, how unfortunate. Și Spook Maze, de asta mi-e frică. De asta chiar mi-e frică. Find the key, open the door, be careful with the... Moltons? WASD și E to interact, da bine. Empty, bine. Ok, o să dau cursorul ăsta. Din drum, Foxy! Yar, you be my treasure. Au, hai că a fost drăguț, oarecum? Da, e complicat. Na, ok, dar cam atât cu acest episod, eu chiar sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem continuare episoade cu joculețe FNAF, nu uitați să lăsați un like. Și noi ne auzim data viitoare. Keep up!